Ilie Cioară, falsul. Falsul prins în multe sensuri nuanțate diferit, un adevăr alterat, prefăcut, fățarnic și ipocrit, doar o simplă aparență, formă artificială, contrară a ceea ce este drept formulă ideală. Toate aceste nuanțări de pe scoarță cerebrală, în mod frecvent folosite, stare comportamentală, de insul prin timp format de o morală dubioasă, îl atestă ca fragment viața nicicând înțeleasă. Moștenirea este grea, impusă prin imitare, și cu fiecare repetare, falsitatea e tot mai mare. Făpturi condiționate prin esență falsitate, toată existența noastră nu-i nicicum realitate. Nu vă grăbiți să răspundeți ceea ce încerc să explic, dacă viața o întâlnim cu al nostru ego pitic. Ce-i asemenea trăire decât simplă amăgire? Vedem asta în mod concret cu întreaga noastră fire. Viața, fiind o noutate de la o clipă la alta, o întâlnim cum se cuvine cu o minte adecvată, adică la fel de nouă, nu cu scrisuri de altă dată păstrate memorial, azi doar umbre, trăiri, moarte? Asta e complexa întrebare care ne aduce în prezent, ca împreună cu viața să curgem unit frecvent. Este oare așa de greu a fi prezent la prezent, mintea, inima, simțirea ca un tot independent? Nu-i credință, teorie, nici practică memorată, care aduse din trecut sunt memorie însumată, ci cunoaștere directă prin experiment concret, noi cu viața în uniune, un determinant perfect. În a fi pură conștiință, falsul este dizolvat, iar ce rămâne în noi e sublimul adevărat. Noi cu el în contopire suntem chiar divinitate, manifestă ca iubire cu fericire asamblată.